istorie umanității, încă din grădină, ca un fir roșu prin tot Vechiul Testament, prorocii prorocesc despre venirea Salvatorului, despre venirea lui Mesia, despre venirea izbăvirii, ca o lumină, o stea, îl văd acum, dar nu acum, de departe. Și ei vedeau că vine ceva splendid, ceva formidabil. Și toate prorociile sunt spectaculoase în felul cum descriu venirea lui Mesia. Și noi suntem cei care am beneficiat de venirea lui Mesia. A venit prunc, a venit în lumea noastră, a suferit, a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. Și am primit și noi darul vieții și noi suntem astăzi la adunare ca să cântăm în cinstea Lui, ca să-L sărbătorim pe El, pentru că El este Domnul și Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să vă îndrept atenția astăzi către o profeție ca și obișnuim. Înainte, duminica viitoare, o să vorbim de faptul că El s-a născut, El s-a întrupat, e despre păstori, despre magi și așa mai departe. Dar înainte vorbim de profețiile care vorbeau despre venirea lui Mesia și prorocii au făcut ținta cercetării lor stăruitoare și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, și pentru noi vesteau aceste lucruri minunate care noi le trăim astăzi. Un prilej de mare bucurie că îngerii le-au zis: bucurați-vă că astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Și odată împreună cu îngerul s-au unit o mulțime de oaste cerească mărind și lăudând pe Dumnezeu. Este prilej de mântuire, de bucurie, fraților, că suntem mântuiți. Haideți să fim veseli, haideți să fim mulțumitori. Acum, probabil că prea mulți cârnați de aseară de pe masă și prăjiturile și astea ne fac somn acum. Dar să ne luptăm cu somnul, că merită ca Domnul să fie lăudat. El este între noi, lasă-L să te atingă, cântăm noi câte o cântare. Lasă-L să te atingă, că Duhul Domnului este în biserică și Duhul Domnului face ca biserica să fie dinamică și vie și energică și puternică, pentru că Duhul Domnului este Dumnezeu și Duhul Domnului este prezent aici. A fost aseară în cântări, apoi plecând acasă am fredonat cântările și Duhul, același Duh, a venit peste noi acasă și unii se întâmplă că chiar când dorm noaptea, fredonează cântările și li se descoperă cântarea. Am vorbit cu frați care în timp ce ei dormeau au primit o cântare de la Dumnezeu. Cei care predică, mai ales când urmezi să predici, parcă toată noaptea mintea tot acolo învârte la subiectul ăla și câteodată ne trezim dimineața și sau chiar și în timpul nopții și scriem descoperirea și o inspirație care o avem. Ce important este Duhul lui Dumnezeu în biserică? Duhul lui Dumnezeu este prezent astăzi aici, frate și soror. Haideți să-i dăm cinste, să nu tristăm pe Duhul Sfânt. E minunat când Duhul Sfânt vorbește prin prorocie, Duhul Sfânt vorbește prin descoperire. Am avut nu de mult părtășia cu fratele Puiu și fratele Dani și ce minunat îi folosește Dumnezeu și Domnul să-i folosească în continuare. Dar Domnul să vă folosească pe toți, frații și surori, să ne folosească pe toți, tinerii noștri, frații, surorile noastre, biserica toată, dăm cinste Duhului Sfânt, dăm cinste lui Dumnezeu și haide să fim atenți la ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. În Isaia 9 ni se vorbește despre o perioadă de întuneric. Dar întunericul spune că nu va stăpâni veșnic pământul pe care acum este necaz. Și perioade de necaz au fost și sunt. Perioade de întuneric mare au fost pe pământul acesta. Acum, la aparent, la ora actuală, este o perioadă de mare, mare întuneric. Pentru că sunt războaiele acestea, nu știu dacă sunteți la curent, noi mâncăm, bem, petrecem, dar știți că sunt sute de mii de tineri care au murit în Ucraina? Fraților, sute de mii. Și eu aveam impresia că de partea rușilor sunt numai 10.000. Dar se pare că sunt sute de mii și la ucrainieni și la ruși. Ca să nu mai vorbim de ce este în Gaza și în Israel. Astea sunt perioade de întuneric. Întuneric a fost de multe ori pe pământul acesta, dar cuvântul Domnului spune întunericul nu va stăpâni veșnic. Întunericul este temporar. Întunericul nu este ceva, întunericul este absența luminii. Pentru că și când aprindem lumina, întunericul dispare. Întunericul nu poate fi măsurat. Lumina poate. Lumina are proprietate. Lumina face să dispară întunericul. Luca 22:53. Domnul Iisus, când au venit aprozii
și trimiși marilor preoți, soldați, ca să-l prindă, le spune: în toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru, este puterea întunericului. Vreau să mergem în câteva locuri în cuvântul Domnului și să vedem despre care întuneric este vorba, puterea întunericului, căci el a venit ca întunericul să nu stăpânească pământul. De la bun început, în Genesa 1:2, spune că pământul era pustiu și gol și peste fața dâncului de ape era întuneric. Dar și în întuneric Dumnezeu se mișcă, Dumnezeu vede, pentru că Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu vede și în întuneric. Câteodată se întâmplă că este întuneric, poate în viața noastră, în mintea noastră. Să știți că Dumnezeu vede și în întuneric. În întunericul de atunci, răscoala diavolului, înțelegem în cuvântul Domnului, când era el Lucifer și s-a gândit să se ridice mai presus de stelele lui Dumnezeu și a făcut acel război, și în felul acesta, că pământul acesta a fost o grădină plină de pietre scântietoare și muzică și splendori pe care noi nu putem să ni le imaginăm. Dar în mândria lui a căutat să se ridice, să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și atunci a fost războiul acela, când pământul a ajuns pustiu și gol. Pentru că unde vine diavolul, ajunge pustiu și gol. Dacă intră în mintea cuiva, dacă intră în inima cuiva, dacă intră în viața cuiva, ajunge pustiu și gol. Că asta e lucrarea diavolului. El face pustiu și gol. Dar știți care e lucrarea Domnului? Lucrarea Domnului este că Duhul Domnului este prezent acolo. Și el este mai puternic decât diavolul. Și el zice și ce zice ea ființă și unde este pustiu, el zice să se arate lumina, să se arate uscatul, să se arate verdeața, să se arate pomii, să se arate păsările, să se arate pește, pentru că el este Dumnezeu și este lumină. Aduceți-vă aminte, a zis să fie lumină înainte să fie soarele, pentru că el are putere să facă lumină. Când o să mergem în noul Ierusalim, nu o să mai fie nevoie de soare, pentru că însuși Domnul ne va lumina, slăvit să fie numele Lui. Minunată este lumina Lui. Deci unde este pustiu și gol, El vine și face un paradis, o grădină a Edenului, un rai. Pentru că ăsta e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Deci în viața noastră, dacă sunt momente când este pustiu, când este gol, El poate să-i dăm voie să vină și El poate să facă un rai în mintea noastră, în casa noastră, în viața noastră. Trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu să lucreze. Domnia răului este întuneric. Coloseni 1:13 ne spune căci El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Împărăția întunericului sunt cei de afară care sunt în mizeriile de afară, ne este greu să descriem ce fac, îi vedem în social media, îi vedem pe străzile noastre, sunt oamenii care sunt sub puterea întunericului, oameni care nu acceptă conducerea Duhului Sfânt, nu-L acceptă pe Hristos ca Domn și trăiesc după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, care nu dau slavă lui Dumnezeu, măcar că-L văd pe Dumnezeu, văd lucrările lui Dumnezeu, văd bunătatea lui Dumnezeu, văd îndurările lui Dumnezeu și nu dau slavă lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu îi lasă pradă minților blestemate și ajung să săvârșească lucrurile acestea oribile care atrag mânia lui Dumnezeu, care aduc mânia lui Dumnezeu. Au adus mânia lui Dumnezeu peste Sodoma, peste Gomora, peste lumea veche și curând va veni mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării și peste țara aceasta, dacă nu se ridică creștinii să strige înaintea lui Dumnezeu, să ia poziție. Vine mânia lui Dumnezeu și țara aceasta, spune Duhul Sfânt, va fi îngenuchiată. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, să îngenuchem acum, până nu vine prăpădul, până nu vine mânia, să îngenuchem și să zicem: Doamne, ai milă de țara aceasta. În țara aceasta sunt copiii noștri, în țara aceasta sunt nepoții noștri, în țara aceasta sunt copiii Domnului. Frați și surori, până nu vine prăpădul, până nu se ajunge praf și pulbere din orașele Americii, îngenuncheați și strigați înaintea lui Dumnezeu.
căci Dumnezeu, dacă vede, că vă aduceți aminte Avram, o zis, Doamne, ai să nimicești tu dacă pe cel bun împreună cu cel rău. Dacă ai să găsești 50 de oameni, o să nimicești tu. Nu, pentru 50 nu. Și vă aduceți aminte, Avram, în diplomația lui, coboară până la 10. Și o zis, o gândit în calculele lui, cred că 10 o are și eu Lot acolo. S-a gândit că e nevastă sa și fetele lui și ginerii și cuscri și au 10. Dar n-au fost nici 10. Frați și surori, dar noi, dacă strigăm la Dumnezeu, pentru unul El dă popoare. Un om al lui Dumnezeu, un om neprihănit, care știe să se roage, care știe să strige, este mai puternic decât armata lui Americii. Când o plecat Ilie la cer, o zis Elisei, părinte, părinte, carul și călărimea lui Israel. El a fost victoria lui Israel. A continuat apoi și Elisei și a dus mare zbândă, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt mai puternici decât generalii, sunt mai puternici decât oamenii de afaceri, oamenii rugăciunii, oamenii care au legătură cu cerul, oamenii care se roagă, ei pot să schimbe mersul lumii, mersul țării în direcția... Să știți că nu mi-am pus de gând să spun acestea. Dar sunt îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să vă îndemn, să ne rugăm, să strigăm la Dumnezeu. Degeaba strigăm când e nenorocirea la ușă. V-am adus aminte, v-am spus altă dată ilustrația aceea, când doi oameni se duc și ajung la o prăpastie. Pe prăpastie, peste prăpastie, era o punte. Și unul se pune și se roagă înainte să treacă puntea, altul vine în viteză, nu se roagă, trece și trece bine. Iar ăsta ce s-a rugat, cum ajunge pe punte, mișcă puntea și cade. Iar altul care se uită, zice, Doamne, dar cum e asta? Ăsta ce s-a rugat cade și ăsta care nu s-a rugat a trecut înainte. Și explicația a fost, ăla care a trecut și nu s-a rugat lângă punte, ăla s-a rugat acasă. Și Dumnezeu i-a dat izbândă. Degeaba ne rugăm când vine necazul pe noi, vai, vai, vai. Fraților, acum să ne rugăm. Acum să strigăm la Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Vine vremea când îngerul va lua din focul de pe altar împreună cu rugăciunile sfinților și va arunca pe pământ și se va strâne fulgere, glasuri, tunete și un mare cutremur de pământ și va fi vai pe pământ. Rugăciunile sfinților toate sunt adunate. Dacă astăzi te rogi pentru biserică, dacă astăzi te rogi pentru neprihănire, te rogi pentru adevăr, te rogi pentru familie, te rogi să le dea Dumnezeu, avem datorie să ne rugăm pentru dregători și pentru stăpânitor. Frați și surori, haideți să ne rugăm să zice, Doamne, luminează-i. Chiar dacă ei sunt bătuți în cap, Doamne, luminează-i să facă voia Ta. Că Dumnezeu poate să le schimbe inima sau să schimbe pe ei, dar să ne rugăm ca sub conducerea lor să ne bucurăm de pace, să ne bucurăm de liniște, să ne bucurăm de prosperitate, că planurile lor sunt niște planuri atât de diabolice încât ei vor să schimbe radical tot ce noi știm că este bun în lumea aceasta. Și tot ce este rău, vedeți că este ridicat ca să fie apreciat, ca să fie lăudat, ca să fie cinstit și tot ce este bun este aruncat la groapa de gunoi. Dar, frați și surori, El este Dumnezeu. Și Dumnezeul meu, și Dumnezeul tău, și Tatăl meu, și Tatăl tău. Și El este la cârmă Universului și Biden și alți președinți nu pot să facă decât ce este îngăduit de El. Și Dumnezeu face când noi ne rugăm. Când Daniel s-a dus înaintea lui Dumnezeu și s-a zis, Doamne, nouă ni se cade să ni se umple fața de rușine nouă. Noi am păcătuit, noi și părinții noștri. Cine a fost Daniel? Un om care a postit 21 de zile. Un om care când s-a interzis să se mai roage, el a deschis ferestrele ca mai înainte către Ierusalim și s-a rugat cum avea obiceiul să se roage. Pentru aceasta trebuie să fie aruncat în groapa cu lei. Dar chiar dacă a fost aruncat în groapa cu lei și știa că vine pedeapsa aceasta, el a continuat să rămână credincios lui Dumnezeu. A continuat să se roage. Frați și surori, dacă vreți biserică puternică, biserică vie, rugați-vă acasă. Nu-i naf, nu-i destul să ne rugăm 2-3 rugăciuni duminica dimineața. Asta nu-i viață de biruință, nu-i viață de credincioși. Acasă, în fiecare zi, în fiecare seară să ne rugăm. Dacă lucrăm și mergem și conducem până la geabul unde suntem, că avem distanțele așa de mari și binecuvântate în Dallas, să ne rugăm. Să închidem social media și alte talk show-uri care sunt o travă, să avem legătura cu cerul.
Doamne, ajută-ne la aceasta. Frați și surori, suntem îndemnați să strigăm. Să strigăm pentru că întunericul este mare. Acum, Coloseni 1 cu 13 spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Împărăția care a văzut-o Daniel, acea piatră care s-a deslipit din munte și a venit și a lovit acel chip de multe aliaje și s-a făcut un munte mare care a umplut toată planeta, tot pământul, este Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos este împărăția care nu poate, n-au putut-o nici romanii, n-au putut-o nici comuniștii, nu pot nici musulmanii, nimeni nu poate să biruiască Biserica lui Iisus Hristos. Pentru că este fondată pe Iisus Hristos. El este capul, piatra din capul unghiului. Cine este, poate să vină șuvoaiele, poate să vină vânturile, să bată în casa noastră. Dacă Iisus e temelia noastră, frate și soră, nimeni nu ne poate dărâma. Nici cancerul, nici bankruptcy, nici o altă atac de orice fel. Când noi îl avem pe Hristos, ești pe Hristos. Te bazezi pe Hristos sau te bazezi pe banii tăi, pe relațiile tale, pe știința ta, nu știu pe ce. Haide să nu ne bazăm pe nimic, că toate vor dispare. Poate avem multe, știu, proprietăți, nimic o să fie într-o zi. Dar dacă avem o relație personală cu Iisus Hristos, poate să vină vânturi, poate să vină valuri, poate să vină furtună, poate să vină orice ar veni, căci o să fim mai mult decât biruitori, slăviți să fie numele Lui. Iisus este Domnul, este Domnul tău. Ai relație personală cu El în fiecare zi, vorbești cu El în fiecare zi. Când vorbești cu cineva, nu mergi așa ca din mitraliere și spui, Doamne, dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, fii cu mine, Doamne, binecuvintează-mă și pe aici pe drumul. Stai și ascultă. Când îi spui ceva, o conversație politicoasă, vorbești și ascultă. Îți vorbește Domnul, frate și soră? E not enough să vină fratele Puiu și Daniel să ne vorbească din partea Domnului. It's not enough predicatorii și păstorii să ne vorbească. Vorbești tu personal cu Iisus Hristos? Să știi că El vrea să vorbească cu tine. Astăzi El vrea să vorbească cu tine. Astăzi El vrea să intre în casa ta. Astăzi El vrea să te binecuvinteze. Dar trebuie să vorbești și să-L asculți. Căci El îți va lumina mintea și vei fi luminat în business. Vei fi luminat în relațiile din casă, din viața ta. Vei fi luminat și binecuvântat cum nu poți să te aștepți. Când ai o relație personală cu Iisus Hristos. Când ai o relație personală cu Iisus Hristos, ești omul potrivit, la timpul potrivit. Și ai parte de multe binecuvântări și succesuri cum nu poți să ți le imaginezi. Și mulți se uimesc și spune, Dumnezeu este cu el sau Dumnezeu este cu ea. Când ai o relație personală cu Iisus Hristos, ajungi poate câteodată în împrejurări grele, cum au ajuns ucenici în pușcărie, în temniță, în lanțuri, în butuci. Și poți să cânți. Și poți să dai slavă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu stă nepăsător. Dumnezeu face să cutremure închisoarea, face să cadă legăturile și face să slăvească numele Lui. Dacă ai o relație personală cu Iisus Hristos, Doamne, vrem să avem o relație personală cu Tine. Dacă am rămas în urmă cu comunicarea cu El, haideți să începând din momentul acesta să comunicăm cu El. Să comunicăm cu El în fiecare zi. Și vă veți mira, vă veți minuna de ceea ce El vă va spune. Fapte 26 cu 18. Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu. Căci practic noi când suntem întuneric, suntem sub puterea diavolului. Cel care minte are de tată pe diavol, așa spune cuvântul Domnului. Cel care trăiește minciună este sub puterea diavolului. Cel care trăiește în robia altor păcate și pofte este sub robia diavolului, este întuneric. Deci, frați și surori, astăzi, în locul acesta, cred că Domnul poate să rupă orice legătură, orice lanț și orice întuneric să dispară și lumina lui Hristos să fie în mintea și în viețile noastre. Păcatul este întuneric, Efeseni 5 cu 8,
Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Frate și soră, noi sunt, El este lumina lumii. Dar și voi sunteți lumina lumii. O lumină nu e pusă sub obroc sau sub o baniță sau sub pat. Este pusă ca să fie văzută de toți. La jobul la care ești, cu colegii care i-ai, cu vecinii care i-ai și ăia care nu poți să-i suporți și nici ei nu pot să suporte, trebuie să le fim lumină. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Efeseni 5:10. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă o sândiți-ne. Și acum, dumneavoastră, știți care sunt lucrările neroditoare ale întunericului? Că, o, Doamne, multe sunt. Să pierd tutin din jurul nostru, dar noi să nu luăm parte la ele, la, știu eu, locurile unde sunt lucrările diavolului, să ne oprim, să ne ferim să mergem acolo, să venim la casa Domnului, să mergem unde sunt frații, că unde sunt frații, acolo este Domnul, sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt prezent acolo. Doamne, ajută-ne ca întotdeauna când venim în locul acesta să simțim prezența Ta, să cinstim prezența Ta, să beneficiem de prezența Ta. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta, dar trebuie să facem ceva. Să nu luăm parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Lucrurile din lume, poftele din lume, plăcerile din lume, nu vreau să le numesc, că le știți. Tot felul de lucruri pe care le fac oamenii și au ajuns să le facă și frații. Că încet, încet, n-a fost păcat asta. Și eu am lăsat-o, am băgat-o în biserică. Nu a fost păcat nici asta, și am lăsat-o și am băgat-o în biserică. Și acum ne uităm și ne mirăm, oare ce deosebire este între lume și biserică? Fraților, este timpul să ne trezim în sfârșit din somn. Să propovăduim Evanghelia curată, cuvântul lui Dumnezeu curat. Frate și soră, Dumnezeu este sfânt. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Să cinstim pe Domnul. În mintea noastră, în trăirea noastră, în umblarea noastră și în purtarea noastră. Să nu luăm parte la lucrările neroditoare ale întunericului, mai degrabă să le osândim. Acum sunt perioade în viața noastră când putem să fim sub atacul diavolului. Și acestea sunt perioade de întuneric în viața noastră. Uitați-vă pe Iov, 30:26. Iov era neprihănit, o neprihănire puternică. Era ajuta săracii, făcea bine, să ruga pentru copiii lui, ca nu cumva, dacă cumva în petrecerile lor l-au supărat pe Domnul, Domnul să ierte. Un om neprihănit. Și neprihănirea lui, cum era normal, zice, mă așteptam la fericire. Și când colo, nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină. Și când colo, a venit întunericul. Sunt perioade când poate să vină întuneric în viața noastră, peste viața noastră, peste casa noastră. Un news de la doctor, un rezultat de la niște analize, sau cine știe. Dar uitați-vă la Iov. A pierdut turmele, a pierdut toate averile și a pierdut copiii, a pierdut sănătatea, a pierdut tot. Dar a rămas credinciosul Domnului. A ajuns să vină câinii și să-i lingă bubele. Până și nevasta i-a zis, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Prietenii lui au venit să-i plângă de milă și ei l-au acuzat. Dar el a rămas credincios Domnului. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit lipsit, nici pe urmașii lui cerșându-și pâinea. Dumnezeu își ține promisiunile. Dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu va rămâne cu noi. Chiar dacă e greu, sunt perioade de greu. Dar Dumnezeu face ca acea perioadă să treacă. Și apoi și-au primit dublu toate averile, toate turmele. Și încă o dată toți fiii și fiicele înapoi. Dar nu i le-a dat dublu, pentru că fiii și fiicele avem. Eu am avut și pe alții care plecaseră dincolo. Deci, ori după, cântăm noi o cântare, mi se pare, după nori, iară vine soare. Deci să știm că, chiar dacă nu vedem soarele, soarele e acolo. Și soarele nostru e Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui.
Respingerea adevărului aduce întuneric și moarte. Psalmul 82:5. Ei nu vor să știe nimic. Nu pricep nimic. Umblă în întuneric. Și de aceea toate temeliile pământului se clatină. Acum, în îngăduința lui Dumnezeu permite fiarei, nu știu cât mai este până începe să-și lucreze în toată puterea ei, dar va aduce mare amăgire și noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt ca să fim, nu fim amăgiți, să rămânem credincioși Domnului, pentru că va face semne și minuni până acolo să coboare foc din cer. Și toți aceiași căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, au să fie amăgiți. Deci să rămâne credincioși Domnului, ca să rămâne credincioși Domnului, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Atâta amăgire, atâta filozofie, atâta social media și explicații și dovezi și oamenii au să fie rătăciți. Dar aceia care au legătura cu Hristos, care au o relație personală cu Hristos, n-au să fie amăgiți. Dar ceilalți au să fie amăgiți. Și o perioadă când fiara începe să lucreze, națiunile, popoarele o să ducă bine. Biserica va fi persecutată, aspru, și se va împlini numărul tovarășilor de slujba celor care au fost omorâți pentru Hristos. Și probabil că unii din noi va trebui să depunem cu viața noastră mărturia că Hristos este Domnul. Dar se va întâmpla că și după ce va trece perioada aceasta, Apocalipsa 16:10, al cincilea înger a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii care au primit semnul fiarei, oamenii care au refuzat darul vieții, au refuzat pe Hristos, își vor mușca, oamenii aceștia, îi vede Ioan, își mușcau limbile de durere. Vai, vai, vai va veni peste lumea aceasta, peste fiii neascultării, peste cei care refuză darul lui Dumnezeu. Dar vestea bună este Ioan 1:5, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit, a încercat să o biruiască. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, a venit cu dacă și de câte ori nu vine acest dacă în viața noastră, dacă ești tu Copilul lui Dumnezeu, de ce ți se întâmplă astea? De ce ai și tu cancer sau copilul tău a cancer și de ce și de ce și de ce? În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Întunericul n-a biruit-o, Hristos a biruit și noi vom birui prin El. Nu ne-a asigurat că nu o să avem necazuri în lumea aceasta, dar ne-a asigurat că în necazuri El este cu noi. Ucenicii erau pe mare, furtună mare și aproape să se scufunde și l-au trezit și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Este furtună câteodată în viața noastră și Domnul parcă doarme, dar El este cu noi. Și El s-a ridicat și a zis, taci fără gură. Și marea s-a liniștit și valurile s-au potolit și ei s-au mirat. Cine este acesta? De poruncește cu autoritate până și vânturilor și mării și ele le ascultă. E Iisus Domnul meu. E Iisus Domnul tău. El poate să facă mult mai mult decât putem noi să ne imaginăm. El este creatorul universului. El are putere peste vii și peste morți. El are putere să ne vindece că El ne-a creat. A Lui este pământul cu tot ce este pe El. Dacă El vrea să te binecuvinteze, El poate să te binecuvinteze și din piatră seacă copiii Domnului fac avere. Când ai binecuvântarea Domnului, când Domnul vrea să ți-o dea. Și știi când Domnul te binecuvintează și îți dă? Când ești ispravnicul acela care știi să iei din ce nu e al tău și să dai la cei săraci și nevoiași. Pentru că tot ce avem nu e a nostru, e a Lui. Și El ne-a lăsat și ne-a lăsat săraci ca să arătăm că și noi suntem buni administratori. Și dacă știm să luăm din ceea Domnului și să dăm, El dă, ne va da înapoi. Puneți, faceți în practică lucrul acesta și îți veți vedea ce minunat lucrează. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Ioan 12:46, eu am venit să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede să nu rămână în întuneric. Și mă rog Domnului ca toți cei care ne ascultă online și cei care suntem aici, cred că nu se mai pune în îndoială, toți credem. Deci dacă toți credem, nu mai rămânem în întuneric, pășim în lumină.
Nu numai că pășim în lumină, umblăm în lumină și suntem lumină, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Ioan 8:12, Iisus le-a vorbit din nou și le-a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric și va avea lumina vieții. Când umbli cu Iisus, ești omul potrivit, am spus, la timpul potrivit, prilejul potrivit, binecuvântările potrivite, când umbli cu Domnul. Necazul este că noi, în loc să ascultăm la o predică bună, la o cântare bună, ascultăm pe un palavragiu de la Hollywood sau cine știe de unde, și ne otrăvește mintea cu tot felul de bazaconii și de cuvinte și de vorbe vulgare sau neroditoare. Și știți că vine vremea când o să dăm socoteală de orice cuvânt nefolositor, frate și soră. Și dacă îți asculți, umpli mintea cu cuvinte din acestea. S-a dus o soră dată în Portland să cânte o cântare. Și s-a încurcat. Și a dat, pentru că ea, în mintea ei, a intrat tot felul de cuvinte, de la amvon în biserică, a dat la vorbă la un cuvânt care n-a fost potrivit. Nu mai cânta niciodată după aia. Dar spunea fratele la scău: suntem mai atenți cu ce benzină băgăm în mașină decât cu ce intră în mintea noastră. Garbage pui, garbage in, garbage out. Pui cuvântul vieții, ne mirăm că nu dormim bine noaptea. Dar la ce ne uităm înainte să ne culcăm? Eu nu cred că nu dormim bine dacă ascultăm o predică plină de Duhul Sfânt. Dacă citim un cuvânt, ascultăm niște cântări și adormim cu mintea la Domnul, adormeam, dar inima înveghea. Frate și soră, haide să fim plini de Duhul Sfânt. Haide să oprim robinetul ăsta cu sur, care vine prin social media. E bun că acolo mai sunt și cântări și predici, dar aveți grijă și v-ați sfătui. Luați-o de bună dacă vreți, dacă nu faceți cum vreți. Scoateți TikTok-ul din telefoane. Până nu rămâneți fără bani în accounturi, până nu vă cumpără cineva, cine știe ce proprietăți cu numele vostru, că aveți TikTok-ul în telefoane. Că e mare, mare primejdea și mare. Ok. Efeseni 5:8, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină. În Domnul umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Matei 5:14, voi sunteți lumina lumii, o cetate, așa cum am spus, așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Doamne, ajută-ne să luminăm, să luminăm în fiecare zi. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Deci, Dumnezeu putea să se întrupeze așa cum au venit îngerii la Manoah, la Maria și a apărut și eu văzut lângă ei. Putea să se întrupeze Domnul Iisus la vârsta de 30 de ani și o să moară și gata. Dar Dumnezeu, un copil ni s-a născut. Dumnezeire a venit să se facă umanitate. A venit să se nască și să ia umanitatea de la zero, din graj, din iesle. Să știe foamea, să știe setea, să crească, creștea în statură, în plinătate. Dar era înțelept și era ascultător, pruncul Iisus. Și îi uimea pe părinți, și îi uimea pe preoți. Dar a fost ascultător până când a venit vremea, când a luat cartea prorocului Isaia și a citit din ea și a spus: acum a sosit momentul să împlinească acel cuvânt. Și apoi zice că un fiu ni s-a dat. Arată darul lui Dumnezeu, darul vieții. Marele păcat pe care îl fac oamenii, este că refuză darul lui Dumnezeu. Și de aceea vine mânia lui Dumnezeu, că și ne-a dat darul acesta. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune-le numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și apoi, Galateni 4:4, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său născut din femeie. Domnia va fi pe umărul lui. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări, o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. De aceea am spus, fraților, nici romanii, nici comuniștii, nici musulmanii și nimeni
nu pot să biruiască biserica lui Iisus Hristos pentru că este domnia Lui. El este împăratul nostru și El este împăratul împăraților și domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Cum a ajuns El să fie așa puternic? Filipeni 2:7, s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus, mai nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Ați remarcat ceva aici, frați și surori? Orice națiune, orice genunchi, ceruri, pământ și sub pământ. Asta înseamnă și Obama, asta înseamnă și Biden, asta înseamnă și Putin, asta înseamnă orice genunche se vor pleca în fața lui Hristos. Astăzi ei își bat joc de Hristos, își bat joc de creștini, râd de noi, spun că suntem înapoiați, spunem că suntem de modă veche și tot felul de lucruri care astăzi suntem categorisiți ca extremiști de dreaptă, oameni periculoși. Dacă ați văzut, în Europa li se ia copiii la credincioși pentru simplu fapt că îi duce la adunare. Pentru simplu fapt că îi învață despre Hristos. Legea aceasta, să știți că a venit și în România. Asta l-o sperea pe Dani, pe fratele meu, și a decis să vină în America înapoi. Dar și în America vine legea asta. Frate și soră, împărăția întunericului. Dar lumina este mai puternică decât întunericul. Este o perioadă de încercare, dar Dumnezeu ne va da biruință și va veni vremea când toți mari, bogați, cârmuitori, dregători, se vor pleca înaintea Lui. Dar nu numai atâta, vor fi plini de groază, vor merge la munți și vor zice munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia mielului, pentru că a fost miel, dar acum vine ca judecător. A venit blând și călare pe mânzul unei măgăriță, dar acum vine cu judecată. Și aspră va fi judecata și judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Frate și soră, Domnul să ne ajute să fim aceia care vom auzi chemarea, veniți binecuvântați ai Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost făgăduită. Am fost flământ și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Și cunoașteți, ați fost la spital, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Frate și soră, Dumnezeu nu stă nepăsător de un pahar de apă dacă îl dai numele Domnului. Darmite, dacă faci ceva pentru casa Domnului, apreciem și Domnul să răsplătească pe toți cei care sostenești și vin la practică, Dumnezeu îi va răsplăti. Fratele Cornel, că face curat și strânge și aduce, Domnul îl va răsplăti. Și pe fiecare care facem ceva pentru Domnul, noi, cât credeți că e ușor să pleci cu săptămânile, cu lunile, să-ți lași familia și să fii în 22 de avioane și să fii într-un aplecat ca să îi mângăi pe oameni, să le spui, Domnul îți vorbește și spune, Domnul te iubește, Domnul te vindecă, Domnul te iartă, Domnul te ridică. Frate și soră, toate astea să știți că Dumnezeu va aduce răsplată. Orice, un pahar de apă dacă l-am dat în numele Lui. De aceea, să facem ce facem, să facem în numele Lui. Și acum fac o scurtă paranteză pentru cu ambă inimă și trebuie să vă spun. Fraților, nu vă bateți joc de binecuvântările lui Dumnezeu, nici de copiii dumneavoastră. Sărbătorim acum nașterea Domnului, dar nu pe Moș Crăciun. Să nu spunem copiilor noștri că cadourile acelea frumoase, mașinuță și păpușiță și ce le mai dăm noi, sunt de la Moș Crăciun. Să știți că putem să-L supărăm pe Dumnezeu. Avem bani ca să cumpărăm cadouri, avem bani pentru că Dumnezeu ne-a dat sănătate și ne-a binecuvântat. Să spunem copiilor, sunt de la Iisus Hristos. Putem să le punem în cadou, să spunem, Iisus Hristos ți-a trimis cadoul acesta. Să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Pentru că de aceea a venit diavolul cu moșul acesta, ca să nu avem atenția noastră la prunc, la Iisus. Noi sărbătorim pe Iisus, pe pruncul care s-a născut, Dumnezeu venit în lumea aceasta. Am avut pe inimă să vă spun asta. Eu am încercat să fac pe Moș Crăciun, dar am oprins copiii când le-a pus cadou. Și Domnul să mă ierte și m-a mărturisit acum. Îl vor numi minunat. Judecător 13:8, Manoah, părinții lui Samson, întreabă când a venit îngerul și le-a spus că o să aibă pe,
o naștere specială. Care ți este numele? Și îngerul Domnului a răspuns, pentru ce îmi cer numele? El este minunat. Deci acolo era Domnul, căci El este minunat. Isaia 28:29, minunat este planul Lui și mare este înțelepciunea Lui. Și când te apropii de Dumnezeu, nu poți să spui alt cuvânt decât că este minunat. Minunat înseamnă fermecător, satisfăcător, împlinitor, frumos, plăcut, de dorit. Ăsta e minunat. Minunat le include pe toate. Și ăsta, acesta este Domnul nostru, El este El minunat. Minunat în creație, minunat în planul de mântuire, minunat în relația cu noi. El este Domnul nostru, El este Tatăl nostru. O zis, merge, spuneți fraților mei, El este fratele nostru mai mare. Minunat este Domnul. Și ce minunat e când ai o relație personală cu El. Psalmul 33:9 spune, El zice și se face. Poruncește și ce poruncește El, ia ființă. Ăsta e Domnul nostru care este minunat. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină și nu era soarele. Și apoi a zis toate celelalte. Aceasta este puterea Lui. Roman 14:17, El cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Și interesant, ele iau ființă. Vă dați seama ce putere este în cuvântul Lui? Ce minunat este Domnul nostru! Nu te uita că n-ai nicio șansă de scăpare, pentru că El poate să facă, spune Evrei 1:7, din vântul face îngerii Lui și dintr-o flacără de foc El își face slujitori. Așa putere are El, este minunat. Și dacă nu este drum, vă aduceți aminte izraeliții, ce ne facem? Vedeau faraon cu oastea lui, cu carele lui și aici era marea. Și au zis, stați liniștiți, pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți, nu o să-i mai vedeți. Pentru că Domnul creează drum, face drum unde este, nu este drum. În mijlocul mării, El face drum, El despică. Iosua 3:5, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Dar sfințiți-vă și ascultați cuvântul Domnului. Și cum a ajuns chivotul și preoții au ajuns, li s-au muiat în apa Iordanului. Dintr-o dată s-a făcut un munte în partea asta la altă, apele s-au grămădit, s-au scurs apele de aici și ei au trecut ca pe uscat, pentru că ăsta e Domnul. Poate așa de multe datorii ai, poate așa de îmbâlcite sunt relațiile sau mă rog, nu știu în ce situație ești, dar ți se pare, Domne, e un munte, n-am cum să mai trec. El poate să facă drum unde nu este drum. Nu știu cum, dar El are putere, slăvit să fie numele Lui. E normal, e în logic ca să despice marea, nu e normal. Dar El care a făcut mare, El poate să facă. Mica 7:15, îți voi arăta lucruri minunate. Și asta vă spune la fiecare și ne spune la fiecare, zice Domnul. Ca și ziua când ați ieșit din țara Egiptului. Luca 13:17, norodul se bucura de toate lucrurile acestea minunate pe care Domnul le făcea. Și Domnul a întâlnit pe femeia din Ain, care plângea și își ducea pe singurul ei fiu, către mormânt. Și Domnul i-a spus, fiule, scoală-te, și el s-a sculat. Și cunoaște toate celelalte minuni și vindecări și eliberări. Și a hrănit mulțimile și le-a săturat. Aceste lucruri minunate El le face El și astăzi, pentru că și astăzi El vindecă, și astăzi El eliberează, și astăzi liniștește marea. Apoi, fapte 2:11, se umirau oamenii, națiunile acelea care au auzit sunetul acela, cum îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Frate și soră, dacă vrei să auzi lucruri minunate în adunare, oamenii în vremurile din urmă își dau învățător după poftile lor că nu mai pot să sufere învățătura sănătoasă. Și le place închipuiri, le place istorisiri, le place lucruri imaginare. Dar lucrurile minunate sunt lucrurile venite de la Duhul Sfânt și venite prin Duhul Sfânt. Și oamenii aceia se mirau că îi auzeau vorbind prin Duhul Sfânt lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fii plin de Duhul Sfânt, frate și soră. Fii plină de Duhul Sfânt, soră. Și lasă pe Duhul Sfânt să vorbească prin tine. Lasă pe Duhul Sfânt să spună, așa vorbește Domnul poporule. Și cântă prin Duhul Sfânt.
Roagă-te prin Duhul Sfânt. Și acestea sunt lucrurile minunate care Dumnezeu vrea să le dea bisericii. Minunată este părtășia cu El prin Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de nopțile acelea când stăteați mult în rugăciune? Mă aduc aminte, eram așa de obosit, mă puneam pe genunchi după o zi de muncă și citeam niște psalmi până când porneam motoarele. Și în timp ce citeam psalmii, Duhul să-mi flăcăra, să-mi înviora, gândeam la Domnul. Și după aceea începeam și mă rugam. Și mă rugam așa mai anemic, dar după ce mă rugam un pic, simțeam pe Duhul Sfânt cum vine și îmi dă ghez, îmi dă viteză. Și apoi începeam și vorbesc în linii și vedeam, ascultam pe Duhul Sfânt cum se ruga pentru toți din biserică și se ruga pentru ziua de astăzi care noi avem aici, că în mintea mea când eram în România știam că va veni vremea când o să merg în America și astăzi trăiesc minunile lui Dumnezeu pentru că Duhul Sfânt era peste mine când mă rugam atunci. Deci, frate și soră, beneficiați de aceasta. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu sunt când ești în Duhul, când ai intimitate cu Dumnezeu. Iată-l pe Ioan, îl găsim pe Ioan în Apocalipsa. Spune că era în Duhul, Apocalipsa 1 cu 10. Și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunuletul unei trâmbițe. Și el s-a speriat, a căzut ca mort. Și eu zic, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vece vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dacă vrei să vezi tainele cerului, oameni care postesc, oameni care sunt intim cu Dumnezeu, oameni care trăiesc în Duhul, ne uimesc prin revelațiile care le au. Ne pun în uimire prin ceea ce văd. Vrei să vezi, vrei să experimentezi supranaturalul? Frate și soră, umblă prin Duhul, trăiește în Duhul. Dacă să fii în Duhul, trebuie să o mai oprești Duhul lumii și să lași Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine când te rogi. Duhul lui Dumnezeu să vină peste tine când citești cuvântul Domnului. Când asculți o cântare sau când spre slava lui Dumnezeu. Cântăreții, n-ați văzut? Eu am văzut-o pe soția de multe ori. Face treabă pe la bucătărie și cântă și cântă și parcă eu sunt cercetat când aud cântarea că e venită prin Duhul Sfânt. Doamne, lasă izvorul ăsta să curgă, să fie peste noi. Frate și soră, nu pot să vă spun cât de mare bogăție este să fii duhovnicesc. Când ești duhovnicesc, ești dumnezeiesc. Dumnezeu este în tine. Au fost oameni care, când au dat mâna pe un credincios, au fost curentați. Dacă ați văzut în bisericile ortodoxe, bisericile tradiționale, sfinții au așa o coroană deasupra capului. Pentru că oamenii din lume au văzut pe creștinii când ei mureau în arenile romane. Fața lor strălucea. Fața lui Ștefan strălucea când îl omorau cu pietre. Când stai în intimitate cu Dumnezeu, Moise a stat 40 de zile înaintea Domnului, părtășie cu Dumnezeu. Când a venit, fața lui radia. Vrei să ai fața bucuroasă, veselă? Stai în intimitate cu Dumnezeu. Frate și soră, dacă vrem să avem o biserică vie, stați în intimitate cu Domnul acasă. Și atunci când venim acasă, când venim la adunare, la părtășie, explodează rugăciunea noastră. Doamne, ajută-ne la locul acesta. Și apoi spune, scrie lucrurile care le vezi, care sunt și care au să fie. Și în încheiere vreau să menționez numai câteva lucruri pe care le spune la fiecare biserică și după aia las pe fratele Dani să vină să facă încheierea și să ne rugăm. Iată bisericii din Efes, celui ce va birui. Frate și soră, este o vreme de luptă. Noi suntem soldați al lui Hristos. Noi avem de dus o luptă, nu cu firea, nu cu oamenii, cu carnea. Noi avem de luptă o luptă cu duhurile, cu căpetenile. Dar lupta noastră, biruința noastră e asigurată la Golgota dacă ne luptăm în numele Lui, dacă ne luptăm cu sângele Lui și dacă punem sângele Lui peste mintea noastră și totdeauna împotriva diavolului folosim cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului. Ca să folosești cuvântul Domnului, trebuie să cunoști cuvântul Domnului, să citești cuvântul Domnului, să ai meditezi la cuvântul Domnului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci, avem de dus o luptă, trebuie să ne biruim pe noi, să biruim firea noastră. Celui ce va birui, va mânca din pomul vieții. Știți că omul a fost scos din Eden ca nu cumva să mănânce și din pomul vieții. Ca păi vai de noi dacă era și Hitler și Stalin și toți criminalii umanității să trăiască astăzi pe pământ. Că îi vai de noi cu ăștia care avem. Și ăștia nici nu prea înțelepți. Dar ei au fost genii ale răului. Și dacă nu mai mureau oamenii, era iadul pe pământ. Dar vine vremea când cei neprihăniți
a lui Hristos au să mănânce din pomul vieții. Doamne ajută-ne! Smirna, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Oamenii se luptă în lumea aceasta pentru o cunună care se poate veșteji. Aia e cununa care nu se veștejește niciodată. Pergam. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni, decât acela care îl primește. Ioan așa o deschis el, un piatră. Probabil că e un card special cu care ai acces în împărăția lui Dumnezeu, în tainele lui Dumnezeu. Cine știe? E ceva grozav. E ceva ce ne dăruiește Domnul. Tiatira. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Frate și soră, ei râd acum de noi și își bat joc de noi. Ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea două cetăți. Primește cărmuirea cinci cetăți. Frate și soră, guvernatori, împărați, fii de împărat sunteți. Dar trebuie să luptăm și să răbdăm până la sfârșit. Doamne ajută-ne! Sardes, celui ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Dar trebuie să nu ne rușinăm de numele lui. Că cine se rușinează de el și el se va rușina în fața Tatălui. Doamne ajută-ne! Totdeauna să spunem cu fruntea sus, cu bucurie, cu zâmbet, suntem credincioși. Suntem al lui Hristos. Hristos este Domnul slăvit să fie numele Lui. Va veni vremea curând când fiara va veni cu amăgirile ei și va fi pericol. Se va da la moarte frate pe frate. Și unul din casă se va ridica împotriva celuilalt. Fraților, să noi să rămânem credincioși Domnului. Pentru că și El ne va mărturisi înaintea Tatălui. Filadelfia. Celui ce va birui, îl voi face în stâlp în templul Dumnezeului meu. Dar mai spune ceva și cred că ni se adresează nouă. Biserice Brici, Biserice Domnului din vremea aceasta. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Deci, fraților, trebuie să răbdăm. Vine vremea când trebuie să răbdăm. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și asta stă la ușă, parcă se aude. E gata să vină. Dar dacă suntem credincioși Domnului, nu știu cum, poate va fi o bombă nucleară în Dallas, dar pe noi ne va păzi. Poate o să fie cine știe ce nenorocire în America, dar eu te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, dacă suntem ai Lui. Vă aduceți aminte? Nenorocirile care au venit peste tot Egiptul, dar cei din Gosem au fost păziți, pentru că sângele mielului, sângele lui Hristos ne va păzi și pe noi. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Dar iată ce spun eu, vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Frate, ce ai? Ce ai să știi că te face bogat. Avem numele scris în cartea vieții. Îl avem pe Hristos Domnul. Să ne păstrăm pacea în inimă, nu, să nu vii să tulbură inima, a spus Domnul Iisus. Să păstrăm ce avem, să nu trisăm pe Duhul Sfânt, să păstrăm relația cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să păstrăm bucuria. Avem familii pe care ni le-a dat Dumnezeu, să le prețuim până, că alții n-au știut să le prețuiască și le-au pierdut. Să le prețuim, să ne prețuim unii pe alții, să ne prețuim că suntem frați surori în adunare, suntem atât de minunați și mă uit la fiecare din noi, fiecare suntem unicat, fiecare suntem special, fiecare ne completăm unii pe alții, să ne bucurăm unii de alții, să ne dăm cinste. Să ne prețuim sănătatea, să prețuim că avem ce mânca și ce îmbrăca, că dacă avem asta ne este îndeajuns. Fraților, închei aici, zic ca Domnul să ne ajute să nu ne temem de nimic din lumea aceasta, pentru că Iisus, lumina lumii, El ne va lumina și pe noi. Dacă suntem în tuneric și nu știm ieșirea, să strigăm la El, pentru că El ne poate scăpa din orice împrejurare. El este Domnul nostru, a venit în lumea noastră, este darul lui Dumnezeu, am primit darul lui Dumnezeu, să prețuim darul lui Dumnezeu. Căci dacă trăim în păcat, ne batem joc de darul lui Dumnezeu. Să trăim în sfințenie, să umblăm în nebrănire și să fim plini de Duhul Sfânt. Să avem o relație personală cu El în fiecare zi și Domnul să ne binecuvinteze. Mulțumesc!